Dragi colegi din presă, la conferința susținută de viceprim-ministra pentru integrare europeană a Republicii Moldova, Cristina Gerasimov, împreună cu Ana Luhmann, ministră de stat pentru Europa și climă în Ministerul Federal de Externe al Germaniei, Adam Zlapka, ministrul pentru Uniunea Europeană al Poloniei și excelența sa, Graham Paul, ambasadorul Republicii Franceze la Chișinău, care îl înlocuiește pe Jean-Louis Barrot, ministru delegat pentru Europa din cadrul Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe. Doamna viceprim-ministră, aveți cuvântul de salut. Bună ziua! Stimată doamnă ministră Luhmann, dragă Ana, stimate domnule ministru Zlapka, dragă Adam, stimate domnule ambasador Paul, dragă Graham, stimați membrii ai mass mediei, reprezentanți ai mass mediei, astăzi avem o deosebită plăcere să găzduim la Chișinău reprezentanții a trei state cu care avem o relație foarte specială și ne leagă o prietenie foarte strânsă, Germania, Polonia și Franța. Întâlnirea noastră de astăzi a avut loc într-o zi specială pentru țara noastră, una în care în această dimineață doamna președintă Maia Sandu a semnat decretul de inițiere a procesului de negocieri pentru aderare și în care a fost adoptată poziția generală de negocieri în ședința Cabinetului de Miniștri. Avem așadar un bun prilej pentru a reitera încă o dată angajamentul nostru ferm de a continua cu reformele necesare pentru a fi pregătiți să devenim membri ai marii familii europene. În discuțiile pe care le-am purtat astăzi cu omologii mei, am subliniat încă o dată care au fost evoluțiile cele mai recente în parcursul nostru european. Am subliniat faptul că am realizat cu succes cele 9 recomandări ale Comisiei Europene pentru a fi pregătiți să trecem la pasul următor în procesul nostru de negociere. Asta nici de cum nu înseamnă că reforma justiției sau procesul de deoligarhizare a luat sfârșit. Ba din contra, înseamnă că avem de lucru și mai mult și suntem ferme angajați să continuăm să combatem corupția din justiția Republicii Moldova și interesele unor grupări de a monopoliza anumite ramuri ale economiei, ale mass mediei sau a infrastructurii critice din țara noastră. De asemenea, am menționat faptul că am încheiat prima etapă de screening, cea a screeningului explicativ și că ne pregătim să inițiem cea de-a doua etapă din cadrul screeningului bilateral. Deja acest proces ne va determina gradual care este nivelul de armonizare a legislației noastre cu legislația Uniunii Europene. În același timp, în cadrul acestei ședințe, am reiterat importanța ca Republica Moldova să continue să aibă acces gradual la programele și inițiativele Uniunii Europene până a deveni stat cu drepturi depline în cadrul Uniunii Europene. Este important acest lucru pentru că guvernul vrea și își propune să construiască Moldova europeană la noi acasă, iar accesul la aceste programe, la aceste inițiative, ne ajută să aducem mai repede standardele Uniunii Europene la noi acasă. Susținerea parcursului european al țării noastre de state membre precum Germania, Polonia și Franța este esențială, mai ales că în continuare ne confruntăm cu tot mai multe încercări influențate în contextul, deci din exterior, de a submina parcursul nostru european în contextul referendumului din această toamnă. Le-am mulțumit foarte mult prietenilor noștri pentru sprijinul parcursului nostru european, pentru solidaritatea lor. Este important să știm că prietenii ne sunt alături și le mulțumim foarte mult pentru acest fapt. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, invităm în continuare pe doamna Ana Luhmann. Moldova, în mod clar, aparține UE, în UE, de asta am venit noi astăzi aici pentru a sublinia acest mesaj important și noi dorim să vedem această zi istorică a marți, când vom deschide negocierile de aderare a Republicii Moldova la UE. Aceasta demonstrează atât angajamentul Guvernului Republicii Moldova, cât și angajamentul UE pentru a
aspirațiile europene ale Moldovei. Eu sunt foarte impresionat de progresul reformelor care ne-a fost demonstrat aici în ultimii ani. În ciuda tuturor provocărilor, noi am văzut progrese impresionante, în special în reforma sectorului justiției, și acesta este un exemplu foarte bun a modului în care integrarea în UE nu doar este o cale, dar și un criteriu care trebuie să fie urmat în acest proces, dar acesta servește pentru binele poporului moldovan, pentru că sectorul justiției este un jalon important pe calea integrării în UE. În același timp, fiecare cetățean al Republicii Moldova va beneficia de pe urma unui sector al justiției, judecători care sunt credibili, care sunt independenți, și un sector al justiției care este liber de corupție. Deci este foarte bine și pentru agenții economici. Acum avem 60 de companii germane și antreprenori germani care vor să vadă care sunt noile oportunități de investiții, și pentru aceste agenții economice este important să aibă judecători care, și instanțe pe care se bazează, și este important ca supremația legii să fie implementată. Sunt foarte multe provocări în regiune. Rusia încearcă să submineze parcursul european a Moldovei cu amenințări și atacuri hibride și cu dezinformare. Noi vedem dezinformarea care are loc în Europa, în Germania, Polonia și Franța. De asta, împreună, ca triunghi Weimar, noi suntem angajați să luptăm cu dezinformarea, și este important, de asemenea, ca fiecare cetățean să conștientizeze, să știe că sunt mulți actori care încearcă să discrediteze și să reducă încrederea în ce privește progresul și calea europeană. Fiți siguri că noi, Germania, Franța și Polonia, rămânem angajați pentru a asigura calea europeană a Moldovei și Ucrainei. Nu suntem cu voi, alături de voi, noi vă sprijinim pe această cale și să fiți siguri că noi împreună vom realiza acest scop de integrare europeană a Republicii Moldova. Mulțumesc frumos! Adam Slapka. Thank you very much. Mulțumesc frumos, dragă Cristina, dragi prieteni! Suntem aici, în Moldova, în formatul Triunghiului Weimar, pentru a ne exprima cel mai puternic suport pentru aspirațiile europene ale Moldovei. Noi suntem impresionați, într-adevăr impresionați, de reformele pe care le-ați realizat în ultimii ani. Moldova nu a fost niciodată mai aproape de aderarea la UE decât astăzi. Noi suntem bucuroși că Comisia a confirmat că Moldova a îndeplinit toți pașii necesari pentru a începe să lanseze negocierile oficiale, și ne pare foarte bine că conferința interguvernamentală va avea loc săptămâna viitoare. A fost scopul nostru comun de a organiza această conferință interguvernamentală pe parcursul președinției Belgiei, și vreau să vă asigur că pe parcursul președinției Poloniei, care va începe ianuarie la anul, extinderea Uniunii Europene va fi prioritatea de vârf. Deci, înainte de decizia istorică în referendumul din octombrie, vă rog, eu o să vă ofer niște perspective poloneze. Anul acesta, noi sărbătorim aniversarea 20-a de aderare la UE, și noi, deci eu aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre avantajele pe care le avem, dat fiindcă suntem în Uniunea Europeană împreună. Deci, dacă ne uităm la statistică, PIB-ul în Polonia a crescut de 4 ori din 2004. Exporturile către țările europene a crescut de 6 ori, și noi avem discuții emoționante despre agricultură, dar vreau să sublinez că producția agricolă, exporturile de producție agricolă a crescut de 10 ori de când am aderat la Uniunea Europeană. Așadar, împreună, noi cu siguranță suntem în siguranță, suntem mai bogați, mai puternici, și puteți să contați pe noi în ce privește decizia istorică a voastră, și ținem pune pentru voi, și vă asigur că cât mai curând posibil veți fi împreună cu noi în Comunitatea Europeană. Mulțumesc frumos! Republicii franceze la Chișinău. Bună ziua tuturor!
în absența delegatului francez în Europa, deci nu a putut să vină la această vizită, dat fiind organizarea alegerilor anticipate din parlamentare din Franța. Deci eu sunt de acord cu ceea ce a spus prietenii mei. Vreau să spun că această vizită comună în Triunghiul Weimar, deci este un semnal clar angajamentul nostru în ce privește integrarea reușită a Republicii Moldova într-o Uniune Europeană mai puternică, uniți în diversitate, care protejează cetățenii săi și interesele și valorile comune, cum ar fi pace, solidaritatea și respect pentru drepturile omului, la fel și principiile legislații internaționale. Deci conferința în care va începe discuția despre aderarea, deci este un jurnal foarte important pe calea spre Uniunea Europeană într-un mediu securitate foarte dificil, care este marcat de intervenția străină. Avem un progres foarte bun grație dedicației și lucrului asidu a Guvernului Republicii Moldova și a societății civile. Noi vrem să vedem o extindere sau un proces de extindere de succes care va contribui la vitalitatea, stabilitatea și securitatea europeană. Deci, așa cum am spus, în agenda pentru Uniunea Europeană geopolitică puternică, care a fost aprobat recent în Weimar, Franța, Germania și Polonia sunt gata să contribuie la asigurarea rezilienței împotriva amenințelor hibride și să susțină transformarea socială și economică a Republicii Moldova, la fel și reformele necesare și modernizarea țării. Ieri și astăzi am avut discuții foarte bune care ne-au permis să avem o înțelegere mai bună a situației în Republica Moldova în ce privește diferite probleme cu care se confruntă țara și cum să le depășim împreună. Haideți să concluzionez prin a vă spune că noi suntem ferm alături de Moldova și care va adera la UE ca un nou stat membru mai devreme decât mai târziu. Cetățenii Republicii Moldova merită acest lucru. Mulțumesc frumos! Dragi colegi, vom lua câteva întrebări din presă. Vă rog, Svetlana Core. Bună ziua, o întrebare pentru doamna vicepremier pentru integrare europeană a Republicii Moldova. Știm că săptămâna viitoare este crucială pentru viitorul european al Republicii Moldova. Este programată acea primă conferință interguvernamentală. Să ne explicați, inclusiv cetățenilor, ce înseamnă mai exact acest moment, ce se va întâmpla la Luxemburg săptămâna viitoare și dacă credeți dumneavoastră că există vreun risc ca Ungaria să pună piedici chiar și în acest moment destul de avansat pentru Moldova și Ucraina. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Săptămâna viitoare la Luxemburg, pe data de 25 iunie, va avea loc prima conferință interguvernamentală, unde Republica Moldova va iniția oficial procesul de negocieri pentru aderare la Uniunea Europeană. Considerăm un pas istoric pentru țara noastră, iar ceea ce urmează este cu adevărat un efort imens din partea tuturor instituțiilor statului pentru a ne transforma economia, societatea, ca să ne racordăm pe deplin standardelor Uniunii Europene, în așa fel ca cetățenii noștri să poată la ei acasă beneficia de aceleași oportunități pe care le au și cetățenii Uniunii Europene astăzi. Pentru mai multe detalii despre conferința din prima conferință interguvernamentală, o să oferim aceste detalii într-o altă conferință de presă care va avea loc luni. Vă mulțumesc! Bună ziua, Daniela Andreev, ProTV. Întrebarea mea este către domnii miniștri și domnul ambasador. În contextul ultimelor decizii istorice pentru Republica Moldova, pentru parcursul european al țării noastre și evenimentul care va avea loc săptămâna viitoare, începerea negocierilor de aderare la UE, vreau să vă întreb cum vedeți decizia autorităților de la Chișinău de a iniția în acest an un referendum pe acest subiect. Dacă este acum momentul potrivit pentru asta, de ce este important acest referendum și dacă nu era mai oportun să fie lăsat atunci când se încheie negocierile de aderare? Mulțumesc frumos pentru această întrebare. Știți cum noi nu
admitem guverne la UE. Noi primim cetățeni, țări, nu guverne în UE. Este important ca cetățenii Moldovei să fie uniți în spatele acestei idei, acestui proiect de integrare a Moldovei în UE. Deci acest referendum este o bună oportunitate pentru cetățeni să-și exprime părerile cu privitoare la aceste perspective europene. Acum noi ne uităm la sondaje, unde vedem un suport foarte puternic în ce privește integrarea în UE. Eu cred că acest referendum este o bună oportunitate pentru o dezbatere publică despre acest lucru și este important ca această discuție să aibă loc într-un mediu informațional corect și echitabil. Actorii cum ar fi Rusia încearcă să influențeze acest referendum. Este foarte important ca cetățenii să aibă informații independente și de asemenea informație de la țări care recent sau nu, chiar recent, au aderat la UE, acum 20 de ani în urmă, cum ar fi Polonia. Și eu vreau să reiterez că dacă ne uităm la istoria extinderei, a fost un succes uriaș. Țările care au dat la UE au beneficiat enorm în ce privește economia acestora și din punct de vedere a libertăților, a stabilității, a păcii. De asta eu vă rog frumos să luați parte la acest referendum și să susțineți calea europeană a Moldovei. Procesul de aderare este cea mai bună cale de a reforma o țară. Ca țară trebuie să folosiți implementarea acțiunii comunitare ca să reformați țara. În cele din urmă, aceasta este o decizie politică foarte importantă luată de societate. În Polonia, noi am avut referendumul despre aderarea la UE în 2003 și a fost o decizie a societății. Cel mai mare suport a unei decizii din istoria a Poloniei. 30 de milioane de polonezi au decis, da, noi vrem să facem parte dintr-o Uniunea Europeană. Deci eu cred că decizia aparține moldovenilor ce să facă mai departe. De asta acest referendum este foarte important și această decizie va fi o decizie istorică, va fi un istoric decizie despre viitorul Moldovei. Eu pot să mă împărtășesc cu experiența Poloniei. Cum Polonia s-a schimbat de când a aderat la UE? Aceasta este o țară total diferită, cu mult mai bogată. Societatea este mai bogată, suntem o țară mai sigură. Noi avem o influență mai puternică în politica europeană. Deci depinde de voi. Deci cum veți lua această decizie? Eu cred că este decizia guvernului de a avea acest referendum, dar decizia cu privire la viitorul vostru este în mâinile moldovenilor. Procesul de integrare este un compas care arată spre viitor. Deci viitorul Moldovei este în UE. Este foarte important ca cetățenii să voteze pentru acest viitor. Ține de această generație să hotărască care va fi viitorul și să-și dorească îmbunătățire, dezvoltare, prosperitate și pace. Astfel, ca și colegii mei, eu voi recomanda ca societatea moldovenească să-și exprime într-un mod foarte clar că ei se uită înainte, dar nu se uită înapoi. Mulțumesc! Jurnal TV. De asemenea, am o întrebare pentru oficialii europeni și pentru domnul ambasador. Cum poate Uniunea Europeană sprijini Republica Moldova în eforturile sale de a combate dezinformarea și influențele externe negative în contextul unei perioade foarte importante pentru țara noastră, integrarea europeană? Mersi! Mulțumesc frumos, este o întrebare cheie. Noi ne luptăm cu dezinformarea în UE, încercăm să facem față. Noi ca Triunghi Weimar ne-am întâlnit de mai multe ori pentru a conveni să lucrăm mai bine împreună pentru a lupta cu dezinformarea. Și de asemenea susținem Moldova în efortul său de a lupta cu dezinformarea și de a oferi un spațiu informațional credibil pentru cetățenii săi. Ceea ce facem noi este că cu misiunea de parteneriat a UE, pe care am vizitat această dimineață, noi oferim asistență concretă
ce privește asistența tehnică, software necesare, experți pentru a sprijini analiza în acest sens, dar vreau să accentuez că dezinformarea funcționează doar dacă cetățenii cred în ea. Și iată de ce sarcina importantă pentru fiecare cetățean este să fie critic atunci când se uită la informația pe care o primește. Trebuie să se întreabă, să se întrebe de unde vine, cine beneficiază de pe urma acestei informații și unde pot să primesc puncte de vedere suplimentare, de unde pot să văd, să am surse credibile, în special de la țările care au beneficiat foarte mult de pe urma aderării la Uniunea Europeană. Dezinformarea este una din măsurile, acțiunile pe care o vedem în acest război fierbinte din Ucraina și alte amenințări, cum ar fi amenințările hibride, dezinformarea și sabotajul. Deci noi ne ciocnim cu această campanie de dezinformare în toată Europa. Dar noi ar trebui să reușim să gestionăm împreună această problemă, oferind informație clară despre situație. Dar, sincer vorbind, cea mai mare responsabilitate pentru a lupta cu dezinformarea în Moldova este pe umerii mass media moldovenești, pe umerii societății civile moldovenești și politicienilor de Moldova. Noi putem să oferim informații și să oferim informații clare despre situația din UE, despre avantaje de a fi împreună în UE, însă în cele de urmă, responsabilitatea de a spune adevărul despre viitorul Moldovei, cetățenilor voștri, este pe voi, mass media, societatea civilă și politicienii din Moldova. Așa cum a spus domnul ministru polonez, Moldova nu este singura care se ciocnește cu provocări, cum ar fi amenințările hibride. Franța și alte țări europene, de asemenea, se ciocnesc cu aceleași dificultăți și provocări. Ceea ce face propaganda rusească este să extindă acele greuri din societatea noastră. Noi trebuie să fim uniți. Noi trebuie să avem instrumentele corecte, să identificăm și să calificăm aceste propaganda. Noi avem agenții specializate în Franța și eu o să vă recomand să vă uitați peste pagina de internet a acestora, se numește Visionum. E vorba despre diferite campanii de dezinformare ale Rusiei în Franța. Și este și operațiunea Matroșca. O să vă uitați pe această pagină de internet să vedeți această informație. Dar noi avem nevoie de o abordare multidimensională pentru a lupta cu războiul hibrid. Nu este o responsabilitate ușoară a autorităților, a guvernului, dar de asemenea și a jurnaliștilor, a celor care verifică faptele, a societății, a educatorilor și a tuturor. Deci, noi toți ar trebui să fim implicați în a încerca să luptăm cu dezinformarea. Mulțumesc! Prezentați mass media, conferința de presă se încheie aici. Să aveți o zi frumoasă, numai bine! Just take a picture here in front.